Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânceu, sunt astăzi la tribuna polisportivă, un invitat de legendă al sportului românesc, nu doar timișorian. Este vorba de domnul Roland Guneș, celebrul handbalist stabilit de mult timp după Revoluție. În primii ani de după Revoluție s-a stabilit în Germania. A venit pentru câteva zile în Timișoara și îi mulțumesc tare mult că a acceptat invitația mea. Este o dorință veche de a-l avea invitat în cadrul acestei emisiuni. Domnule Roli, îmi permit să vă spun așa, bine ați venit! Puteți să lăsați la o parte, domnule, puteți să-mi spuneți pur și simplu Roli. Nu pot. Vreau să... Încercați! Vreau să spun telespectatorilor că sunteți cu siguranță handbalistul cu cea mai importantă carieră la Politehnica Timișoara din toate timpurile, pentru că fiind legitimat la Poli, ați fost dublu campion mondial în 1970-1974, practic ultimele două din cele patru titluri mondiale ale României. Ați fost medaliat cu bronz la Olimpiada din 72 la München și cu argint la Olimpiada din 76 la Montreal. Nu mai zic de bronzul mondial din 67 și multe, multe alte trofee. Toate în calitate, atenție, de jucător la Politehnica Timișoara. Vreau să vă întreb, în primul rând, ce mai faceți și ce mai este prin Germania, dacă vă mai ocupați de handbal? Nu, din păcate, nici nu m-am ocupat în Germania de handbal decât perioada foarte scurtă la început de tot. Am antrenat echipa lui FC Nürnberg. În ce ligă? În Liga 6-7. Deci, sunt foarte... 6-7 ligi în Germania? Sigur că da. Noi, nici nu știu, noi avem două. Îți trebuie 10 ani ca să promovezi din ultima ligă în Bundesliga. Da. Și apoi v-ați dedicat meseriei de inginer. Așa de la început. De la început. De la început. Practicat-o și în România. Da, la Electro Timiș, dar am fost detașat la clubul Politehnica, unde am fost antrenor secund. Da, ați fost antrenor secund la marile succese. Constantin Jude. Adică am avut și succese, dar așa mari nu au fost decât... Păi a fost Cupa României 1986 și titlul național din 1991. Așa e. Asta primul titlu național mai... cucerit la handbal în 7 de o echipă din afara Bucureștiului. Da, din provincie, cum pentru să că Știința Timișoara mai cucerise un titlu la handbal în 11 în 1956. Da. Atunci acum nu știam nimic de handbal. Da, vreau să spun telespectatorilor că sunteți născut în plin război, al doilea război mondial, 1944, satul sau comuna Daia, județul Mureș. Așa e. Dumneavoastră sunteți SAS. Și vreau să ne povestiți cum ați început handbalul. Știu că la Sighișoara. Da, la liceu din Sighișoara am început, în 1960. Eram destul de înalt. 1,97 m până la urmă ați crescut? Păi cred că atunci aveam deja 1,97 m. Uh-huh. Că eu după clasa 7 am întrerupt 2 ani de zile, bătându-mă maică mea tot timpul la cap să urmez liceu. Și la 2 ani după terminarea clasei a 7-a, împreună cu o mătușă, m-a convins, pentru că fiul ei în acel an a terminat... liceu de la Sighișoara. Și fiind copil de colectivist, nu prea am avut probleme cu admiterea. Deci am dat în sesiunea din toamnă și am reușit. Și așa a început, practic, cariera mea de handbalist. Antrenorul, profesorul Zultner, a pus repede ochii pe mine. Trebuie să spun că aveam 2 ore de sport pe săptămână și el a fost mare handbalist, a jucat și la Steaua. Deci primordial era ca ramură de sport handbalul. Țin minte că iarna jucam într-o sală foarte mică de basket, care era mai, chiar cu dimensiuni mai mici și pentru basket. Și în loc de poartă aveam o cărămidă
la care ținteam. Și era gol dacă loveai cărămida și o dărâmai. Deci stânsul a fost cel care mi-a pus mingea în mână. Când m-am dus acasă și i-am povestit lui mama că am să joc handbal, a zis, ce e? Păi zic, un joc cu mingea. Zice, dar cum poți tu, așa băiat mare, să te mai joci cu mingea? Și în orice caz, după ce am început să joc handbal, ajungând la anumite performanțe, la prima finală transmisă, sau primele meciuri transmise din Franța, ea n-avea curajul, era la căminul cultural al satului, era un televizor unde s-a adunat lumea și maica mea se ducea, dar se plimba în fața sălii, nu avea curajul să intre. Vorbim de campionatul mondial. Din 70, da. Da. După care, deci după terminarea liceului, am venit în Timișoara. De ce în Timișoara? Pentru că am vrut neapărat să termin o facultate. Da, și ați făcut... Iar la echipele Steaua sau Dinamo nu prea aveam șanse să urmez facultate, poate că facultatea de sport. Da, și ați făcut facultatea de electrotehnică? De electromecanică. Electromecanică? Da. Așa, și ați fost inginer, meserie pe care ați practicat-o mult timp. Ați fost chiar aici la Politehnică, la noi este o mare onoare pentru instituția aceasta celebră de învățământ superior din România. Și ați ajuns la Poli... 1964. Da. Deja Hansi Schmidt plecase de câțiva ani, deja Hansi Schmidt a jucat la Steaua, da. Și în 1963 a rămas în Germania. În RFG. Da. Hansi Moser plecase și el. Juca la Dinamo. Și dumneavoastră, practic, v-ați asumat, eu știu, ați devenit rapid liderul Politehnic. Da, deja era Politehnica din 1966. Nu mai era știința, se schimbase denumirea. Și ați făcut parte dintr-o echipă fantastică a Politehnicii Timișoara, cu frații Zauer, cu Dieter Cristian și cu alți mari handbaliști. Dieter Fuchs. Alexandru Felker, Buligan, care au apărut mai apoi. Iantu, sigur, dar nume uriașe pe domnul Iantu l-am avut în emisiune. O echipă extraordinară care totuși nu a putut să cucerească niciun trofeu în acei ani, pentru că era concurența foarte mare, în principal cu Steaua și Dinamo, chiar și Minaur Baia Mare avea mari pretenții. Pentru că handbalul românesc masculin era cel mai bun din lume în acea perioadă. Da, și toți, majoritatea sportivilor de foarte mare valoare erau Steaua și ori la Steaua, ori la Dinamo. Echipa națională deci însemna Steaua, Dinamo plus Roli Guneș. Da. Au mai fost și alții în echipa națională, numai Roli Guneș din provincie. Au mai fost de la Baia Mare, nu? Da. Sigur că da. Boros, Maricel, Voinea, mi-amintesc. După generația mea, Gațu, da. Benuș și așa mai departe, Chicit. Cum de nu ați ales să plecați și dumneavoastră la Steaua sau Dinamo, că aveați cu totul alte avantaje, în primul rând din punct de vedere material, social, eu știu. Dar problema mea a fost să termin o facultate. Și bun, ați terminat facultatea. Da, după aceea m-am obișnuit cu Timișoara, din Saz am devenit șvab. Și mi-a plăcut foarte mult orașul Timișoara și așa am rămas în continuare aici. Da, pentru că tot am pomenit de frații Zauer, de Dieter Cristian, de Hansi Schmidt. Spuneți-ne, vă rog, câteva vorbe despre ce mai fac ei. Sunt toți stabiliți în Germania. Da, păi cu Hansi Schmidt l-am cunoscut practic în Germania. Da, da. Am fost odată un fel de selecționată a orașului București. Turneul ăsta îl făcea, de fapt, Steaua București. Dar în acel an a fost campionatul studențesc în România și toți componenții lotului de la Steaua erau în echipa națională de studenți.
și care s-a făcut o selecționată a orașului București, unde am ajuns eu într-un scurt timp bucureștean. Și la acel turneu l-am și cunoscut personal pe Hansi Schmidt. A fost între cei mai buni handbaliști din lume, între cei mai buni din... El a început... Șvab din Teremia Mare. Da. A jucat la Știința Timișoara la finalul anilor 50, apoi la Steaua și apoi a aplicat... Da, în 63 a rămas acolo. Ilegal, mă rog, cum se spunea. Păi atunci, a fugit. Atunci se rămânea. Se rămânea ilegal. Și mi-a spus înainte de emisiune că are 80 de ani, da, are și 80 de ani. Trăiește în Germania. Este destul de grav bolnav și aici aș vrea să-i doresc din toată inima multă, multă sănătate și încă multe zile fără durere și fără... Da, sper să vadă această emisiune grație internetului și a YouTube-ului. Mi-ar face mare plăcere, dar mai mare plăcere mi-ar făcea dacă știu că câteva luni, ani, o mai duce foarte bine și... Da. Frații Zauer? Frații Zauer, fratele Hjalmar trăiește prin nordul Germaniei, prieten foarte bun, mai suntem în contact telefonic. Din când în când mai vine și în vizită la fratele mai mic care trăiește lângă Timișoara, lângă Nürnberg, în Schwaba. Și de fiecare dată când a fost în vizită ne-am întâlnit. Dumneavoastră chiar în Nürnberg sunteți? Eu stau chiar în Nürnberg. Da. Dieter Christian tot în Nürnberg. Dieter Christian tot în Nürnberg. Dieter Christian a jucat și la Steaua, cu care a jucat finale de Cupa Campionilor Europeni, dacă mi-am amintesc bine. A fost între cei mai buni pivoți din România. Da. Și am înțeles că s-ar putea să veniți împreună la marele eveniment prin care spre final de lună septembrie, luna care iată a început, vom aniversa 75 de ani de handbal la Politehnica Timișoara. Da, păi momentan asta e planul, dar la vârsta noastră se pot întâmpla multe și dar să sperăm că Doamne rămânem ajută. Sănătoși și vom putea onora această sărbătoare. Da, vreau să vă întreb, pentru că de mult voiam să vă întreb, eu sunt sigur că nu există nicio legătură de rudenie între dumneavoastră și Gheorghe Guneș, care a fost printre inițiatorii handbalului la Politehnica Timișoara. Singura legătură este de nume, de familie, nu? E Sas ca și mine. E Sas. Da. Tot din... Din Medeaș, deci la vreo 50 de kilometri de Daia. Da, da, da. În rest, altă... Nicio legătură. Da, nicio de rudenie. Da. Vreau să vă întreb acum de echipa națională, unde ați avut aceste performanțe excepționale. Ați și fost niște generații, niște titani, niște... Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar asta e realitatea. Care a fost secretul acestor fantastice performanțe? Secretul performanțelor... În afară de muncă, în afară de talent, da, bun, poate ați fost o familie, eu știu. Cred că asta a contat cel mai mult. Deci, atunci am fost prieteni foarte, foarte buni și suntem și acum. Deci nu au existat interese divergente. Toți... Eu zic că această echipă a fost așa datorită antrenorilor pe care i-am avut. Începând cu Johnny Kunst, domnul Vlase, Kunst domnul Trofin. Kunst Germănescu, da, care dă numele sălii despre. Și cel puțin pentru mine, antrenorul de suflet a fost... Constantin Jude? Nu, domnul, vorbesc la Națională. La Națională. Neacostin Jude a fost la Poli Timișoara. A fost domnul Nicu Nedev. Da. Care a fost un om extraordinar, un pedagog desăvârșit, un antrenor de handbal nemaipomenit. Și el a reușit să ne unească și să ajungem echipa care am fost. Și în ziua de astăzi, vă spun, vorbesc foarte des cu Cristi Gațu, cu Birtalan, deci legăturile astea de prietenie se vor termina o dată cu stingerea noastră. Da, interesant în acea echipă, de fapt au fost mai multe echipe, vorbesc de generația aceea de la finalul anilor 60, începutul anilor 70, interesant, erați Schwab, erați Sași,
mă rog, germani, toți erați etnici români, aromâni, cum e Cristian Gațu, unguri, Birtalan, Kicici, iată, și totuși ați fost o mare familie. Eu n-am aflat evident că fi fost altă rasă sau altă naționalitate. Am fost pur și simplu români. Da. N-a contat că e unul sas, maghiar, ungur sau așa mai departe. Și asta cred că a fost unul dintre punctele forte. Iar pot să vă spun sincer, când pierdeam câte un meci în echipa națională, ne era rușine de antrenorii noștri. Și când un antrenor te aduce în situația ca să lupți pe lângă culorile patriei și echipă, și pentru el e un lucru extraordinar de mare. Înseamnă că au fost și pedagogi uriași pe lângă calitățile tehnico-tactice. Eu zic că antrenor trebuie să fii mai repede foarte bun pedagog, pentru că ai de-a face cu foarte multe caractere. Da. Și ca să ajungi la un rezultat bun, trebuie să aduni aceste caractere, să tragă toți în aceeași direcție și nu în direcții diferite. Iar problema asta le-a reușit antrenorilor pe care i-am avut la Națională și domnului Jude la echipa de club foarte, foarte bine. Asta zic că a fost unul dintre primele sau motivele în care echipa din anii lui 60 până în 74 sau 76 inclusiv Montrealul, Olimpiada a dus la rezultatele care s-au obținut. De ce credeți că nu ați reușit și titlul olimpic? Ați fost foarte aproape. În două rânduri ați fost foarte aproape. Păi, în primul rând, am fost aproape, dar atunci echipa Iugoslaviei... În 72, adică. Da. La München. La München. A fost, pe departe, cea mai bună echipă din lume. Da. Deci a avut un 7 care, când erau pe teren, nu puteau să piardă nici împotriva unei selecționate mondiale. A fost Pokrajac extremă stângă, Lazarević Inter, Horvat conducător de joc, Lavrnić Inter dreapta, Popović pe pivot și îmi scapă acum momentan numele extremei drepte care era dreptaci. Și vă spun sincer, eu pe ăla nu l-am văzut ratând. Dreptaci fiind, nu l-am văzut ratând. În 76 am fost într-o formă foarte, foarte bună și eu zic că pe undeva s-a greșit prin faptul că în acel an am jucat 6 meciuri împotriva URSS-ului, printre care și 2 la Moscova. Amicale. Amicale, bineînțeles. Da. La Moscova am câștigat un meci și unul a fost egal. Am jucat ultimul meci cu ei cu câteva zile înainte de a începe turneul olimpic. I-am bătut la 6 goluri diferență. Ne-am întâlnit și la alte turnee, deci în anul ăla, în afară de un rezultat de egalitate din 6 jocuri, am câștigat noi. Noi am fost siguri că, indiferent cât de mult jucăm, nu putem să pierdem. Poate că un lucru care a fost greșit la noi înaintea noastră, s-a jucat pentru locul 3. Da. Și a fost Polonia RFG. Și s-a ajuns la prelungiri. Rușii și-au continuat încălzirea, noi am stat și am fost spectatori. V-ați ieșit puțin din... Da. Am început probabil puțin neîncălzit. Uh-huh. Și în minutul 8 era 5-3 sau așa ceva. Cele două extreme, stânga și dreapta, ne-au dat o groază de goluri. Și de acolo, acea diferență s-a menținut aproape până la sfârșit. Da, interesant ce spuneți. Da. Poate i-ați luat și puțin așa, i-ați subestimat puțin că tot ați câștigat. Arbitrajul? Și una a fost. Arbitrajul? Arbitrajul, în general, a fost bun. Okay. A fost o situație în a doua repriză, când eram la vreo 4 goluri diferență, era 4 goluri diferență. Radu Voinea a dat gol, ne-am fi apropiat la 3 goluri, dar a fost anulat pe motiv de paș. Nu știu dacă au fost paș. Da. Poate aia a fost singura șansă. Da. Unde am fi putut
să ne revenim, să încercăm să recuperăm primele 5 minute din meci. De ce credeți că a ajuns handbalul românesc masculin într-un tunel care pare fără de sfârșit? Cam după ce ați plecat dumneavoastră din țară, sigur că e o coincidență, dar cam atunci am început să... Eu urmăresc și handbalul feminin. Nici handbalul feminin nu mai străluce așa și acum. Nu mai strălucește, dar măcar mai avem mai mișcă, pretenții. Să zicem. Mai mișcă, să zicem așa. Păi, în primul rând, nu este bază de selecție. Acele școli... școlile sportive au fost o bază extraordinară de selecție. Pentru că acolo ți se pune mingea în mână, acolo înveți abecedarul. Dacă nu faci treaba asta, mai ales la copii, trebuie să investești niște bani în copiii aia. Nu poți... Situația în România n-a fost chiar așa de roz. Când faci sport, trebuie să și primești hrană adecvată. La școlile sportive aveau antrenamente. Deci, pe lângă orele de sport care le aveau, aveau și antrenamente la școala sportivă. Și exista o creștere a tineretului. Pentru că astăzi, dacă țin minte, sunt câteva școli private, printre care chiar domnul Birtalan are o școală de handbal în București, mai cred că este una pe la Baia Mare, de ce am auzit eu, s-ar putea să fie și mai multe. Dar pentru a ajunge la un nivel de performanță, îți trebuie mult mai mult sportiv de valoare. Domnul Penu povestea că el trăiește în Franța. Marele portar Cornel Penu. În Franța sunt 24 de centre pentru juniori, a 28 de jucători. Deci, din cauza asta, ați văzut ce jucători scot francezii? Acolo au antrenament, au internat în care trebuie să învețe, au poate că zilnic antrenamente și, într-adevăr, atunci poți să ajungi la performanțele care le-au ei. Da. Ei anual scot niște valori extraordinare. Deci ai de unde să alegi. Da. Dar asta e un mod... Cred că ar trebui totuși să se investească mai mult... Să se pună mult mai multă bază pentru sport în școli. În toate sporturile. Așa este, în toate sporturile, că de aici se nasc mari performeri. Da. Da. Eu vă mulțumesc tare mult. Aș fi vrut să facem măcar două episoade, dar m-ați rugat să ne limităm la această emisiune. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să fiți prezent. Vă doresc multă sănătate și să ne revedem la final de septembrie la marea sărbătoare a handbalului masculin timișorean. Vă foarte mulțumesc și eu doresc handbalului românesc, feminin și masculin să vină timpuri mai frumoase și pentru ei. Și domnul... să obțină niște rezultate la marele confruntări internaționale. Domnul Roli Guneș, o legendă a sportului românesc, tare mult mă bucur că am reușit să fac această emisiune. Nu e frumos să spun asta, dar mă voi lăuda mereu că a fost Roli Guneș în emisiunea mea, că a fost Ben Johnson și eu știu de-a lungul timpului ce mari sportive au mai fost Simona Amânar, Maria Olaru și așa mai departe. Încă o dată, multă sănătate și mulțumesc mult! Foarte mulțumesc! Stimați telespectatori, ne revedem luni, probabil, cu fotbal, dar nu uitați, miercuri, istoria fotbalului, episodul 3, cu legendarul fost fotbalist român, Marcel Răducanu, care de asemenea trăiește în Germania. Să ne revedem cu bine!